Redeschidem Cartea Sfântă Biblia la 2 Samuel, capitolul 23. Pagina 352, versiunea Dumitru Cornilescu, 2 Samuel 23 cu 8. De la versetul 8 până la versetul 12 inclusiv, citim cuvântul Domnului. Iată numele vitejilor care erau în slujba lui David. Iosheb Bașebet, tachemonitul, unul din fruntașii căpetenilor, el și-a învârtit sulița peste 800 de oameni pe care i-a omorât dintr-o dată. După el, Eleazar, fiul lui Dodo, fiul lui Ahohi, el era unul din cei trei războinici care au ținut piept împreună cu David împotriva filistenilor, strânși pentru luptă când bărbații lui Israel se dădeau înapoi pe înălțimi. El s-a sculat și a lovit pe filisteni până ce i-a obosit mâna și a rămas lipită de sabie. Domnul a dat o mare izbăvire în ziua aceea. Poporul s-a întors după Eleazar numai ca să ia prada, după el Shama, fiul lui Age, din Harar. Filistenii se strânseseră la Lehi, acolo era o bucată de pământ semănată cu linte și poporul fugea dinaintea filistenilor. Shama s-a așezat în mijlocul ogorului, l-a apărat și a bătut pe filisteni și Domnul a dat o mare izbăvire. Slăvit să fie Domnul! Și acum cu toții de la și Domnul a dat o mare izbăvire, vreau să spunem acest cuvânt prin credință, proclamându-l peste noi și peste casele noastre, cu toții cu voce tare, vreau să aud cum se aude din gurile tuturor. 3, 2 și... Și Domnul a dat o mare izbăvire. Amin. Vă invit să vă recuvați locurile. Continuăm să fim sub bucuria Domnului, în bucuria Duhului Sfânt, aici la părtășie și așa cum spunea fratele Rareș Rusu, suntem mulțumitori Domnului și dumneavoastră pentru această fericită ocazie, acest weekend prelungit în care am putut fi împreună, pentru că am simțit că bisericile merg în aceeași direcție și că fiecare dintre aceste două biserici are drept cap pe Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui! Mulțumim și bordului pastoral și fraților slujitori care ne-au oferit această ocazie să fim împreună la slujire și să spunem din toată inima Domnul să-i binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. În această seară am primit din partea Duhului Sfânt să transmit un mesaj despre oameni care au biruit pentru că n-au renunțat la luptă. În momentul în care un creștin autentic pune armele jos, deja trebuie să fie sigur că e învins. Diavolul nu stă să-ți numere minutele de când ai pus armele jos și până când să te atace. El e cu ochii pe tine, are binoclu bine specializat, dă târcoale, cum spune Sfântul Petru, și abia așteaptă să te vadă că nu te interesează. Abia așteaptă să te vadă că nu vrei să mai lupți. Și cei mai mulți oameni care au fost învinși, n-au fost învinși pentru că n-au avut suficiente arme. N-au fost învinși pentru că n-au avut strategii compatibile cu lupta, ci pentru că au pus armele jos. În închisorile comuniste, un poet creștin scria pe nisip, cel mai probabil, că n-avea instrumente de scris, ce să mai vorbim de caiete și așa mai departe, Radu Gir, și spunea: nu dor nici luptele pierdute, nici rănile din piept nu dor, cum dor acele brațe slute care să lupte nu mai vor. Nu ești învins atunci când sângeri, nici ochii când în lacrimi țis. Adevăratele înfrângeri sunt renunțările la vis. Când nu te mai interesează copilul tău care se droghează să ajungă la biserică. Când nu mai visezi că toată familia ta va fi scrisă pe numele Domnului. Când nu mai ai dorința ca Dumnezeu să intre în casa ta și să-ți mântuiască sora, fratele sau nevasta. Deja ești învins. Vreau să spun din partea Duhului Sfânt, ești chemat la fel ca mine, indiferent cine suntem, să continuăm să luptăm prin credință, să rămânem în credință,
Și cum spunea o cântare deja cântată, așa vom fi biruitori cu marele războinic viteaz. Iisus Hristos este numele Lui. Nu renunța la luptă niciodată. În primul rând, indiferent de numărul dușmanilor. În armata lui David, a împăratului, au existat foarte mulți viteji. Oameni care s-au pus bine la punct, oameni care puteau să țintească un fir de păr de la distanță cu o praștie. Imaginați-vă ce precizie era acolo. Dintre ei toți, Biblia ne prezintă pe trei, poate cei mai proeminenți, bărbați care n-au luptat atunci când toți băteau din palme, bărbați care n-au rămas pe terenul de luptă atunci când toți strigau, da, voi veți fi biruitori, ci au rămas pe teren de luptă când nimeni n-a mai fost cu ei. Uitați-vă la Ioșeb Bașebet. Bărbatul acesta avea toate argumentele să spună, eu nu sunt pur sânge evreu. Eu nu fac parte dintr-o seminție dintre cele 12. Eu sunt de origine tachemonită. Dacă stau să gândesc logic, conform sistemului și a religiei, nu o să ajung niciodată să fiu luptător în armata regelui David. Întotdeauna voi avea o etichetă murdară, întotdeauna mă vor stigmatiza și vor spune despre tine, tu nu meriți, tu nu poți, tu n-ai voie. Tu nu ești din familia lui Cutare, tu n-ai argumentele lui Cutare, tu n-ai aturile acelor persoane, tu n-ai neam să te voteze, n-ai niciun drept. Ioșeb Bașebet zice, când nimeni nu vota cu mine, am fost de partea Domnului. Când nu aveam nicio șansă din perspectivă logică, psihologică, economică, religioasă, cineva mi-a dat șanse. Și regele m-a recrutat pentru armata lui. Am să spun ceva în această seară. Indiferent cât de mult diavolul strigă în timpanii și spune tu nu meriți, tu nu poți, tu nu știi, tu nu ești al lui Cutare, tu n-ai argumente, tu n-ai mașina lui Cutare, tu n-ai creditul sau contul lui Cutare. Am să spun ceva, regele e în căutarea ta. Slăvit să fie numele Lui. Ai șansă în armata regelui. Ai toate șansele ca regele să aibă nevoie de tine. Și chiar are. Putea să fie un lamentat, un om care să se plângă și dimineața și seara și în miezul nopții să se trezească cu insomnii, cu coșmaruri, cu vise stranii. Dar bărbatul acesta e un argument care ne spune și nouă în mileniul 3 că indiferent cât de grav au păcătuit părinții tăi, că indiferent cât de tare au intrat pe interzis neamurile tale, că indiferent cât de tare și-au bătut joc toți din anturajul tău, ai șanse. Iisus Hristos are timp pentru tine. Iisus Hristos are loc în armata Lui. Slăvit să fie numele Domnului. Și culmea culmilor e că Domnul alege oameni de unde nu te aștepți. Domnul ia pe Saul dintre vase. Domnul alege pe David, care nici măcar nu-i prezent la jertfă. E prea mic pentru jertfă, fraților. Și Domnul zice, prin profetul Samuel, nu derulăm nimic. Trebuie să fie prezent. De ce? L-a ales Dumnezeu. Și spunem din toată inima la alegerile Domnului, slăvit să fie numele Domnului. El să-și deruleze planurile cu precizie, după cum El vrea. Amin? Lucrează, Doamne, pentru azi. Uitați-vă că Ioșeb Bașebet nu este un luptător obișnuit. Nu e un om care să stea undeva în spate, pe ultima linie de bătălie. Ascultați-vă ce spune Biblia. Ioșeb Bașebet, tachemonitul, unul din fruntașii căpetenilor. În armata lui David erau ostașii de rând. Deasupra lor erau fruntașii și căpeteniile. Și deasupra tuturor e Ioșeb Bașebet. Așa vrea Dumnezeu. A intrat într-o linie de război la un moment dat și s-a uitat în jur și nu a văzut niciun evreu lângă el. Și a început să-și numere dușmanii. Care dintre noi nu ne numărăm dușmanii? Asta e realitatea. Când treci prin greu, îi numeri și cât sunt și cât de mari sunt. Și cât pot, mai ales. Dacă nu ți-i numeri tu, are grijă cineva să ți-i șoptească la ureche. Să ți-i prezinte dita mai Goliatul, ca și în cazul lui David. El a învârtit sulița peste 800 de oameni. 800 de oameni. Să lupți împotriva la 800. Să-i numere și să zică 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 de dușmani.
Întrebare. Din perspectivă logică, cine ar trebui să câștige? Ioseba Șebet, care e singur? Sau cei 800? Care? Și cine câștigă? Cine este în armata corectă? Cine e cu regele? Trebuie să te așezi de partea Domnului Iisus Hristos. Trebuie să te asiguri că te ascunzi în numele Domnului. Trebuie să ai garanția că peste tine, peste numele tău, peste viața ta, peste casa ta, peste familia ta, este numele lui Iisus Hristos. Este numele Biruitorului. Este regele regilor care n-a fost învins nici într-o bătălie. Amin? Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Nu-ți mai număra dușmanii. Asigură-te că ești de partea regelui. Dăm doar câteva pagini și asistăm la un moment extraordinar de interesant. Dumnezeu ridică pe Asa ca și împărat al lui Iuda și împăratul acesta face reforme în toate departamentele spirituale și administrative. Ascultați ce spune Biblia, 2 Cronici 14:3. A îndepărtat altarele dumnezeilor străini și înălțimile și a sfărâmat stâlpii idolești și a tăiat Astartele. Mai e pe acasă așa ceva? Mai există înălțimi pe care te așezi? Mai există stâlpi idolești? Mai e pentru tine transmisia live un Dumnezeu? S-au supărat unii că le-am dorit ceva. Vreau să vă spun ceva, câtă vreme ești sănătos și poți să vii la biserică, chiar dacă trebuie să-ți plătești parcarea, cum spunea fratele păstor, că acum trebuie să vă plătiți parcarea, să fii prezent la casa lui Dumnezeu. Să fii prezent. Aici coboară Dumnezeu din cer. Aici e prezent Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Duhul Sfânt Dumnezeul. Dumnezeul Triunii e prezent aici. Își trimite îngerii lui, agenții secreți. Cum să stau eu acasă, frate? Cum să stai acasă? Vă felicit că într-o duminică seara sunteți așa de mulți și vă binecuvintez în numele Domnului și mă rog să n-aveți niciodată liniște acasă când un duc de somn sau de oboseală vă spune să nu veniți la biserică. Mă bucur că sunteți cu toată familia și majoritatea sunteți cu copiii prezenți aici. Aici se coboară Dumnezeu din cer. Aici vine Dumnezeul cel atotputernic. Aici se coboară Dumnezeul cel mare. Aici Dumnezeu trimite mesaje. Aici Dumnezeu dă înștiințări. Aici e prezent Domnul. Slăvit să fie numele Domnului. Slăvit să fie numele Domnului. Intră în smartphone-ul tău și fă curățenie. Intră în laptopul tău și fă curățenie. Intră în frigiderul tău și fă curățenie. Smulge afară Dumnezeii străini din casa ta. Nimic murdar să nu existe în casa ta. În casa ta trebuie să fie Domnul pe tron. El trebuie să fie pe locul întâi. El trebuie să fie cel mai important. Cine crede ca mine să zic amin. Amin, lucrează Doamne pentru asta. Mulți dintre evrei veneau la templu și își făceau mătănii și ziceau templu Domnului, templu Domnului. Și ei mințeau, furau, înjurau, calomniau, trăiau în adulter, își permiteau păcate grave. Și a zis Domnul, vai, 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 nu suport să văd sărbătoarea unită cu nelegiuirea. Să dea Domnul în această seară ca orice duh necurat să părăsească locul acesta. Orice păcat să fie scos afară din trupuri, din minți, din vieți și să fie adusă eliberare în numele lui Iisus. Scoate afară tot ce-i murdar. Se prezintă Domnul când faci curățenie. Se prezintă Dumnezeu din cer și îți dă îndurare. Asa face curățenie. A poruncit lui Iuda să caute pe Domnul Dumnezeul părinților săi și să împlinească legea, nu doar o parte din ea, și poruncile, nu doar o parte din ele. A îndepărtat din toate cetățile lui Iuda înălțimile și stâlpi închinați soarelui. Și împărăția a avut pace sub el. A zidit cetăți întărite în Iuda, că țara a fost liniștită și împotriva lui n-a fost război în anii aceia, pentru că a fost inteligent, a avut strategi buni, consiliere extraordinară. Așa scrie Biblia. Știți de ce? Pentru că Domnul i-a dat o dignă. Vreau să spun ceva, nu e așa că în 2020, imediat după ce a început pandemia, te-ai temut că niciodată nu o să mai poți să ajungi la Elim, Viena? Ai avut gânduri de astea că biserica va fi închisă pentru totdeauna? Am să-ți transmit ceva, biserica este de neînvins. Biserica nu e a unui pastor sau unui comitet executiv. Biserica este a lui Iisus Hristos. Cine crede ca mine să facă un semn cu o mână ridicată? Iisus Hristos este Domnul. El e capul bisericii. A promis și a zis porțile locuinței morților se vor lupta cu biserica, doar nu vor învinge-o. Biruitor e Hristos. Lăudat să fie numele Lui. Și biserica Lui va fi biruitoare. Crezi asta?
Zis, slăvit să fie Domnul din toată inima. Nu te teme, biserica o să rămână în picioare. Au încercat să ne închidă clădirile, au încercat să ne pună mâinile, să stăm liniștiți. Și am intrat la rugăciune și acasă, și am făcut altare și acasă, și am chemat numele Domnului și am simțit prezența lui Dumnezeu. Domnul să fie lăudat pentru asta. Și a fost învinsă și pandemia în numele lui Iisus. Aleluia lui Dumnezeu. Dacă până azi, din 2020, recunoști că Domnul ți-a dat o dignă, dacă ai putut să pui capul pe pernă și ai avut liniște, dacă ți-au rămas mințile în cap și ai toate facultățile mentale, să nu uiți, e îndurarea lui Dumnezeu, e dragostea lui Dumnezeu, e bunătatea lui Dumnezeu, pentru care în seara asta la Elim Viena trebuie să strigăm din toată inima, slăvit să fie Domnul! Domnul a dat odihnă! A făcut reformă peste tot și a început să-și numere oastea. Ascultați ce spune Biblia, versetul 8. Asa avea o oștire de 300.000 de oameni din Iuda, care purtau scut și suliță, și 280.000 din Beniamin, care purtau scut și trăgeau cu arcul, toți oameni viteji. Și ce ai fi zis? A făcut reformă spirituală, are o armată puternică, de data asta, mâinile la ceafă, Asa, dorm liniștit, în șezlong, stai calm, nu mai e nimic de luptat, să o credeți dumneavoastră. Și ce-o zis diavolul? Aveți voi 580.000 de oameni la război, dar am eu metode să pun un popor care și-a strâns 1.000.000 de soldați și vin să lupt împotriva voastră. Zerah etiopianul spune, versetul 9, a ieșit împotriva lor cu o știre de 1.000.000 de oameni și 300 de care și-a înaintat până la Mareșa. Asa a mers înaintea lui și s-au înșiruit de bătaie în Valea Țefata, lângă Mareșa. Ce faci, Asa? Cu cine vorbești? Dai telefoane? Cauți consilieri? Cu cine te consulți? Asa zice, în momentul acesta așa de greu, versetul 11, îmi îndrept privirile spre Domnul și vreau să-i spun ceva, ce cred eu despre Dumnezeu meu, zice împăratul. Doamne, numai Tu. Aleluia. Sunt momente în viață în care oamenii încearcă prin metodele lor. Sunt momente în viață în care oamenii se bazează pe strategiile lor, pe medicii lor, pe relațiile lor, pe pilele lor, pe ce au ei pe pământ. Și Domnul zice, încă mai ai metode? Încă tu mai ai soluții? Mai știi ce să faci? Te lasă-ți. Epuizezi toate soluțiile tale. Și când vine omul în fața lui Dumnezeu plângând și cu senzația că ar vrea să-și smulgă părul din cap de durere, și când zice, Doamne, numai Tu, Dumnezeu zice, asta așteptam de la Tine. Abia așteptam să recunosc că nu poți, că nu reușești, că n-ai soluții, că n-ai prieteni care să te pot ajuta. Eu sunt Domnul care abia aștept să te ajut, aleluia. Slăvit să fie Domnul. Și asta zice, Doamne, numai Tu poți veni în ajutor celui slab ca și celui tare. Vino în ajutorul nostru, Doamne, Dumnezeul nostru. Ce bine e să ai un Dumnezeu personal la greu. Ce bine e să fie Dumnezeu lângă tine. Când trebuie să aștepți scrisoarea medicală prin care îți spune dacă soția ta are cancer sau nu. Când îți frămânți mâinile și te gândești dacă va avea cancer, ce o să fac? Știi ce e important atunci? Să simți că lângă tine e Dumnezeu. Să simți că pe metri pătrați unde calci tu, nu ești doar tu, nu sunt doar medicii, e Marele Rege Iisus Hristos. Și strig în seara asta, mulțumim Iisuse Hristoase că nu ne-ai părăsit niciodată. Ai fost lângă noi în cele mai grele momente, când nimeni nu ne putea ajuta, când nu mai exista soluție la oameni, când nu mai exista nici măcar o rezoluție umană. Ți-ai întins brațul puternic și ne-a ridicat din șanț. Cine recunoaște că a fost Domnul cu el să-l ridice, să zică amin. Glorie lui Iisus! Glorie lui Iisus! Ascultați ce zice Asa. Căci pe Tine ne sprijinim și în numele Tău am venit împotriva acestei mulțimi, Doamne. Tu ești Dumnezeul nostru. Ce zice mai departe mă jochează. Și asta zice, să nu iasă biruitor omul împotriva Ta. Da, să ne explici un pic cam ce s-a întâmplat. N-ați zis voi evrei să luptați pentru că v-au atacat etiopienii? Adică nu sunt două armate, etiopienii și voi evrei?
Cum de tu zici să nu iasă biruitor omul împotriva lui Dumnezeu? Știi ce a făcut Asa cu tot poporul? Evreii s-au luat și s-au pus în spatele lui Dumnezeu. Și au zis, Doamne, noi suntem aici, Tu ești de aici. Ne-am lipit tare de Tine și când trag dușmanii noi, nu vor lovi noi, lovesc în Tine. Dacă vor birui etiopienii, se va scrie la știri că Iahve, Dumnezeul lui Israel, a fost învins. Noi ne-am ascuns în numele Tău, noi nu mai existăm, noi nu mai avem valoare. Numele Tău are valoare, Doamne. Aleluia lui Dumnezeu. Întreb, când luptă 1 milion de oameni împotriva 580 de mii, cine ar trebui să câștige? Milionul. Dar când 1 milion de oameni lovesc în Dumnezeu, cine câștigă? Câștigă Dumnezeu? Să fie miliarde de dușmani împotriva ta. Și vreau să spun ceva, să subliniez, când lupți prin credință și când ești în această luptă în care n-ai voie să renunți, nu cumva să-l considere pe un om austriac, român, neamț, frate, botezat, nebotezat, practicant, nepracticant, ca fiind dușman. Dacă cineva s-a comportat urât și cum nu-i place Domnului, un duh a fost în spatele lui. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui și împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor și stăpânilor acestui veac care locuiesc în văzduh și care încearcă să ne atace. Știți cum am reușit să ajungem aici, la dumneavoastră, și știți cum mergem în evanghelizări și cum ajungem la destinație? Un înger al Domnului este cu noi. Domnul e prezent lângă dumneavoastră când vor merge copiii dumneavoastră la școală mâine. Domnul e prezent și îngerul, nu nimicitor, ci protector, e lângă pruncii tăi care urcă în tramvai, urcă în metrou, urcă în autobuz. Cine îți păzește copilul de când iese din casă, coboară pe scări și nu da cu capul și ajunge la școală și se întoarce înapoi și poate să doarmă seara când se pune cu capul pe pernă. Numele lui este Iisus Hristos. Lăudat să fie numele Domnului. Fii în armata Domnului. Nu-ți număra dușmanii. O să ai senzația să renunți. Nu renunța la luptă indiferent de numărul dușmanilor. 2. Nu renunța la luptă indiferent de numărul dezertorilor. Al doilea războinic este Eleazar, un bărbat pe care Biblia prezintă ca fiind fiul lui Dodo, fiul lui Ahohi. El era unul din cei 3. Au rămas doar 3 războinici care au ținut piept împreună cu David împotriva filistenilor strânși pentru luptă. Sublineam faptul că e foarte important de partea cui ești în luptă. Oameni care se luptă pentru metode umane, pentru situații trecătoare. Eleazar a zis, eu m-am pus de partea regelui. Eu sunt în armata regelui și chiar dacă au plecat toți, mii, zeci de mii de soldați, și chiar dacă pe lângă mine, pe lângă David, mai sunt doar 2, noi rămânem în luptă. Nu renunțăm. Dar s-a mai întâmplat ceva, zice Eleazar. M-am uitat la bărbații lui Israel, nu la băieții lui Israel. Adică oamenii care trebuiau să fie cei mai tari. Oamenii de la care te așteptai să aibă un număr puternic. Oamenii de la care te așteptai să zică, frate, nu renunța la închinare. Vino din nou la biserică. Oamenii la care te așteptai să nu creadă că diavolul va fi biruitor în lumea asta. O grămadă de știri vin și oamenii se panichează. Ce se întâmplă în lumea asta? Am să spun ceva. Îngerii Domnului te protejează. Domnul Iisus Hristos este lângă tine. Orice ar fi să treacă, să treacă pe Mapamond, vine sau nu război în România, trece până în Austria, nu ne interesează. Am să spun ceva. Cred cu tărie că Domnul pentru copiii lui poate să facă un încojor de foc. Și dacă în dreapta, unde nu e un copil al lui Dumnezeu, sunt oameni care vor fi atacați și chiar omorâți, pe copiii Domnului, Domnul poate să-i protejeze. Să facă Domnul un cojor de foc peste casa ta. Aleluia Domnului Iisus! Să simți că familia ta este așezată sub căușul palmei lui Dumnezeu. Să simți că aripile protectoare ale Domnului sunt răsfrânse peste familia ta. Indiferent cât de departe e copilul cel mai îndepărtat, să fie până în Australia sau Noua Zeelandă, Domnul poate să-l protejeze. Cine crede ca mine să zic amin, slăvit să fie Domnul. Domnul te protejează, încrede-te în El. Bărbații lui Israel au început să dea înapoi. În momentul în care Eleazar avea cea mai mare nevoie de încurajare, știți că Sfântul Pavel zice, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni,
Nimeni n-a fost cu mine. Eram în sala de judecată și era aproape momentul în care să se lipească ciocanul de lemn de masă. Semn că se rosește sentința finală, să fie omorât. M-am uitat prin sală să-l văd pe Marcu, pe Aristrah, pe Luca. La Dima nu mă gândeam. Și n-am văzut pe nimeni. Sunt momente în viață care nu mai vezi pe nimeni lângă tine. Sfântul Pavel zice în 2 Timotei 4, însă Domnul a stat lângă mine. Domnul n-a venit să-mi facă o poză, să mă bată pe umăr, să spună, oh, pe lângă tine mai sunt aproape 8 miliarde de pământeni, ce să fac eu cu tine? Domnul a stat. N-ai avut momente care ai simțit prezența lui Dumnezeu în bătăliile tale spirituale și ai văzut că cineva te-a încurajat și n-a venit nimeni să șteargă transpirația din pe frunte, dar ai simțit că cineva te ridică. Probabil că ai început să vorbești în limbi în rugăciunea ta, ai început să cânți în alte limbi și au început oamenii să spună, ce-i cu ăsta, mă, și-au pierdut mințile. Era prezent Duhul lui Dumnezeu lângă tine. Mulți au dezertat de lângă tine, mulți te-au părăsit, mulți au renunțat la Evanghelie. Dima, din dragoste pentru lumea de acum, spune Sfântul Pavel, și-a semnat decretul demisiei, a tras de vitrinele Tesalonicului, s-a dus. Alexandru Căldăraru a intrat în celulă cu predilecție să-mi facă rău. Sfântul Pavel zice să nu-i țină Domnul socoteală rău ăsta. Și fapta asta, dezertorii. Vă rog, când ajungeți acasă, să dați un pic banda înapoi a memoriei și să vă uitați dacă aveți pozele de la botez, să-i numărați pe cei ce au rămas în biserică și să-i numărați pe cei ce au plecat. Mă doare inima în piept pentru oamenii care renunță la Hristos. Mă gândesc, ce-o fi fost acolo? Ce argumente au avut ei să-i spună lui Dumnezeu, nu mai vrem să luptăm de partea ta? Poate ești un dezertor și ai ajuns la biserică pentru că ai fost curios. Poate de multă vreme tu nu mai simți prezența Domnului, te-ai ajuns aici sau poate urmărești programul online. Că te zici și rușine pentru faptele tale să mai intri într-o gădire de biserică. Am să spun ceva, Dumnezeu are speranță pentru tine. Vino înapoi acasă, vino sub umbrarul acesta întins al protecției lui Iisus Hristos. Întoarce-te aici. Știți ce a zis Hristos la un moment dat? S-a uitat înspre Ierusalim și a zis, oh, Ierusalime, Ierusalime, cum n-aș fi vrut să vă strâng pe toți cum îți strânge găina sau cloșca pui sub aripi. Să vrea Dumnezeu. Eleazar se uită în jur și realizează că bătrânii lui Israel și bărbații și de toate vârstele, oamenii majori, oamenii care au trecut prin experiențe, oameni care au văzut minuni, oameni care s-au întâlnit cu Dumnezeu, nu oameni care s-au născut de curând, au început să dea înapoi, dezertori. Ce face Eleazar? Spune Biblia, versetul 10, s-a sculat, este foarte important. În momentul în care te uiți la oameni care dau înapoi, începe diavolul să spună, dă și tu înapoi. Nu vezi cu grămadă de renunțare la Hristos? Lasă, renunță și tu. Ce vei fi tu mai brav? Îi fii tu mai tare? În momentele acelea încurajați de prin credință. Ridică-te din starea în care te afli. Nu rămânea în acele momente de descurajare, cum se cânta. Nu rămânea în depresie, în faliment, în cădere. Ridică-te prin credință în numele Domnului. Ai fost scris pe numele Domnului. Ai intrat într-un baptistier și ai promis lui Dumnezeu credincioșie. I-ai spus Domnului Iisus Hristos că în cădere, în faliment, în cancer, în durere, în neputință, în insucces, orice s-ar întâmpla în viața ta, tu mergi de partea regelui. Ridică-te în numele Domnului și zi, eu nu voi fi o epavă, eu nu voi fi un falimentar. Hristos nu m-a chemat la mântuire să mă arunce în șanț. Te-a chemat Domnul la mântuire să scrie istorie specială cu tine, să salveze oameni cu viața ta. Ridică-te în numele Domnului și zi, în numele lui Iisus voi merge înainte. Aleluia Domnului Iisus. E greu, știu că e dificil. E greu când ai căzut să te scuturi de praf, să te ridici în picioare și să mergi înainte. Dar ridică-te în numele Domnului. Există o mână întinsă care are urme de cicatrice. Rănile din mâinile Lui îți dau curaj să mergi înainte. Ridică-te! Ridică-te în numele Lui Iisus! S-a sculat Eleazar și a lovit în stânga și în față și în dreapta. Știți până când? Până când i-a obosit mâna. Dar știți ce a zis el? Mâna mea este lipită de sabie. Luptă
respectând cuvântul lui Dumnezeu. Vin oameni care vor să rupă pagini din Biblie. Vin oameni care vor să infuzeze alte interpretări, contextual, nu știu cum, din ce perspectivă. Stai. Credința pe care ai primit-o și care a fost dată sfinților odată pentru întotdeauna, n-o părăsi. Ține-o împreună cu Scriptura. Vor fi oameni care te vor bajocori, vor fi oameni care vor scrie pe tine pe internet, vor face alții videoclipuri împotriva ta. Nu te teme, cu tine este Marele Rege Iisus Hristos. Să fie 1.000.000 de oameni împotriva ta. Ești cu Domnul, birui numele lui Iisus. Aleluia Domnului! Nu renunța la luptă, indiferent câți renunță. Cu mâna lipită de sabie, zice Eliazar, risc să mor, dar mor biruind. Bate inima mai tare, obosesc, nicio problemă, nu renunți, indiferent de numărul dezertorilor. Ce-a făcut Domnul? A zis, păi, luptă tu cât vrei, că pe mine nu mă interesează, da? Biblia zice, când Eliazar și-a făcut partea, versetul 10 zice, Domnul a dat o mare izbăvire în ziua aceea. Când ești dârz împotriva păcatului, când nimic murdar nu lași în fața ochilor tăi, când nu-ți permiți muzică infectă pe dopuri, când nu-ți permiți să vizionezi murdării, când nu-ți permiți cu anturajul murdar, când nu iei pachetele de droguri, când renunți la tot ce înseamnă murdărie, Domnul e de partea ta. Domnul îți dă biruință. Domnul te ridică. Oh, vin momente depresive în viața ta. Ridică-te din nou și zi, am încheiat legământ cu Iisus Hristos. Duhul Sfânt m-a botezat. Sunt cu Domnul. În numele lui Iisus Hristos. Duh de frică, de depresie, de descurajare, anxietate, atacuri de panică. Plecați în numele lui Iisus. Eu sunt cu Domnul. Cine crede că Domnul poate să facă asta, să zic amin. Amin, lucrează, Doamne. 3. Nu renunța la luptă, indiferent de numărul dramelor. După el Shama, fiul lui Age, din Harar. Filistenii se strânseseră la Lehi. Lehi, o cetate unde s-a crăpat o stâncă să nu moară Samson. Și putea să se mulțumească cu ideea că e la Lehi și că poate vorbi din istorie. Dar Shama zice, nu, eu am nevoie de experiențele mele cu Domnul. Voi aveți nevoie de experiențele voastre cu Domnul. Dumneavoastră aveți nevoie de experiențele personale cu Domnul. Amin? Nu-i suficientă stânca din Lehi, nu-i suficientă poziția, locația. Tu, Shama, ce faci? Filistenii se strânseseră la Lehi și Biblia zice, din tot ogorul, din tot ce însemna posesiune sau proprietate ebraică, a mai rămas o bucată de pământ semănată cu linte. Specialiștii care au actualizat consideră că ar costa $100 bucata asta de pământ. Și am zis, mi-a mai rămas puțin. Mă uit în jur și văd drame. Văd oameni care renunță la Hristos pentru că au primit acel diagnostic de cancer. Văd oameni care au senzația și tendința de gânduri suicidale pentru că nu le-a mers cum și-au dorit ei în planurile lor. Văd drame. Poporul, zice Biblia, fugea dinaintea filistenilor. Întrebare, când mergi mai repede, cu spatele sau cu fața? Păi normal că cu fața. Pe vremea lui Eleazar, bărbații lui Israel dădeau înapoi, mergeau mai încet, se uitau, erau așa circumspecți, să vadă, să meargă, să nu meargă. Pe vremea lui Shama, poporul, tot poporul, nu doar o parte din el, fugea. Știți de ce? Fiecare se gândea la familia lui. Fiecare zicea, dacă mor eu, soția mea va rămâne văduvă cu 5 copii. Dacă mor eu, nu mai există nicio șansă de resursă financiară în casa mea. Așa că au calculat și din perspectivă umană și-au dat seama că vor fi învinși și au început să fugă. Și am zis, nu voi renunța la luptă, chiar dacă sunt multe drame. Și ce concluzie am tras? În fiecare familie există cel puțin o dramă. Eram în sala de clasă și un copil neatent a zis, taci mă, că părinții tăi surdomuți. A trecut un fior pe mine. N-am știut până atunci. Am corectat rapid atitudinea și am spus, cât trăiți voi, niciodată
să nu vă atacați pentru că cineva din familie are o dizabilitate. Fiecare cu drama lui. Unul într-un fel, al într-altul. Șama s-a uitat la drama celorlalți și și-a dat seama că și pentru el ar putea să existe o dramă. Imaginați-vă că toți din jurul lui Șama au început să strigi: Șama, hai cu noi! Șama, ești învins, tu nu vezi că mori? Cum rămâi aici, carne de tun? Ce-i cu tine, omule? Ți-ai pierdut mințile? Ce se întâmplă cu viața ta? Șama a zis: mai am un ogor, e al meu și nu renunț la el. Și ascultați ce spune Biblia. Șama s-a așezat, asta înseamnă principii. Să fii radical împotriva păcatului. Să fii hotărât pentru Dumnezeu. Amin. Ajută-ne, Doamne. S-a așezat în mijlocul ogorului, l-a apărat și a bătut pe filisteni. Poate ai ajuns ca Șama. Și poate, bărbate, femeia cu care ai trăit 15 ani nu mai vrea să audă de tine. Vin oameni care îmi spun: când am voie să divorțez? Pastorilor, ne lăsați să divorțăm în cazul ăsta? Mă abordează aproape în fiecare întâlnire oameni de genul ăsta. La toți le spun: dacă nimic nu mai merge în casa ta, pune-te în genunchi. Începe să plângi. Prezintă-ți starea ta în fața lui Dumnezeu. Strigă din durerea ta și zi: Doamne, a ta mă rog și postez până intervin într-un mod supranatural. Nu acceptați urgent tribunalele, scurtături, lucruri ieftine. Luptă pentru casa ta. 14 ani Richard Wurmbrand a stat în închisorile comuniste din România. Repetate rânduri, poliția comunistă i-a trimis scrisori însemnate în fals, dar cu semnătura aproape identică a Sabinei, soția lui, în care Sabina ar fi zis: îmi pare foarte rău, bărbate, m-am bucurat foarte mult să fiu soția ta, dar pentru că ai plecat și pentru că am fost trimisă la canal, la Dunăre, renunț. Mă retrag din familie și vreau să refac viața împreună cu Mihai, un bărbat din București. Mi-a acceptat situația familială. În boxele din celula în care se afla Richard Wurmbrand, se striga la megafoane: soția ta te-a părăsit. Nu mai ai nicio șansă. Biserica luterană unde tu ai fost pastor s-a închis și asta e adevărat, pentru că diavolul folosește jumătăți de adevărul ca să te înfrice. Renunță la Hristos și noi îți redăm familia, noi îți redăm casa, noi îți redăm tot ce ai și toate lucrurile vor fi puse din nou pe roate, în regulă. Richard Wurmbrand a zis: nu renunț la luptă. După 14 ani de închisoare, nici mai car nu mai știa să meargă acasă, nu mai știa drumul spre casă. A apucat-o pe liniile de cale ferată cu un bardesiu lung, vechi de 14 ani, cu un clop în cap și cu un diplomat învechit rost la colțuri. Și a ajuns acasă, undeva într-o mansardă unde a fost relocată Sabina cu Mihai. A sunat la sunerie. Știți cine a deschis? I-a deschis draga lui soție, Sabina, după 14 ani. S-au îmbrățișat împreună și Richard a zis: draga mea soție, chiar dacă te prețuiesc foarte mult, îmi dai voie ca mai întâi să serbăm cina Domnului împreună. Putea să facă asta pentru că era pastor. Avizamatorilor care își permit că nu sunt slujitori. Doamne, milă! Richard a zis: nu renunț. Sabina a zis: nu renunț. Femei care 20 de ani au fost bătute ca mărul. Femei care n-au avut șansa și mergeau când intra bărbatul turmentat cu influența alcoolului peste creierele lui. Dintr-o dată trebuia să fugă pe altă cameră să meargă. Și după 20 de ani, turmentatul de 20 de ani, într-un bar cu halba de bere în mână, a trimis Duhul Sfânt o săgeată în creierul lui. Și a spus: omule, revino-ți! Le-a spus prietenilor: las halba de bere și mă întorc acasă, era într-o sâmbătă seara. Mă duc la draga mea soție, care întotdeauna m-a căutat prin șanțuri și m-a primit chiar dacă am fost un terbedeu și jumătate păcătos, un nemernic. Și o să rog frumos, mâine dimineață, să mă accepte să mergem împreună la biserică. Ăștia dai eroi spirituali! Ăștia dau oamenii lui Dumnezeu, bărbați și femei care se tem de numele Domnului, când într-o generație ca asta se ceartă de la un șervețel. Pentru un fir de praf se dau în tribunal și se ceartă ore în șir. Ai milă, Doamne, de noi!
să trimită Domnul peste noi un duc de trezire spirituală, un duc de eliberare. Nu renunța, înțeleg că ți-e greu, înțeleg că treci prin drame, dar ascultă-mă, trebuie să fii de partea Domnului. Principiile tale trebuie să fie biblice, trebuie să lupți pentru numele Domnului, pentru cartea asta, vă spun public, sunt în stare să fiu împușcat, sunt gata să mor pentru cartea asta. S-ar prea putea pentru predicile pe care le spun în 10 ani să ajung după gratis, nu-mi pasă, vreau cu Hristos, vreau cu Regele, nu vreau să renunț la luptă, vreau să merg prin credință în numele Domnului, egal ce părere își formează oamenii despre mine, nu renunța la luptă niciodată. Am să spun ceva, vei avea momente dificile în viață, când vei spune nu mai pot, nu mai reușesc, nu mai am soluții și chiar nu vei mai reuși, atunci are Dumnezeu îngeri din cer. Vorbeam vineri seara că Domnul, când n-a mai putut Daniel, a trimis îngerii lui care l-au păzit, când nu mai poți tu, vine o mână nevăzută, vine o putere supranaturală, vine cineva care te ridică de acolo și te pune pe drumul lui și Domnul să-ți dea o mare biruință ție și casei tale. Amin.